Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Georgiana Ciurea și mă bucur tare mult să ne revedem într-o seară de joi, așa în prag de sărbările Galațiului. Cred că o lecție de sănătate e numai bună. În această seară am invitată pe o doamnă doctor care mi-e tare dragă, sunt sigură că și dumneavoastră. Este vorba despre doamna doctor Moroșanu Magdalena. Bună seara! Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație! Cu mare drag, ca de fiecare dată, sunt sigură că și telespectatorii... Și eu vin cu aceeași plăcere. Mă bucur tare mult. Doamna doctor este medic diabetolog și nutriționist și de fiecare dată emisiunea zboară când e la noi aici, așa că intru direct în subiect. Tocmai a fost Ziua Internațională a Diabetului, telespectatorii Vox TV știu și de la știrile Vox TV, care sunt acțiunile întreprinse de dumneavoastră cu ocazia acestei zile. Am întreprins două acțiuni, cred eu, foarte importante, în sensul că fiecare a avut un scop. Prima și cea mai mare a fost descoperirea diabetului, pentru că știm că 50% încă dintre persoanele care ar avea diabet nu cunosc boala, nu știu despre boala asta. Și asta a fost o testare a glicemiei, testare gratuită a glicemiei la Casa de Cultură, unde au venit multe persoane, aproape 400, și aproape surprinzător, pentru că deja lumea cunoaște asta ce înseamnă, zic, da. Și totuși au venit multe persoane care nu știau nimic și am descoperit din 4 persoane, una avea o tulburare de glicoreglare, o denumim noi, și chiar 2 persoane care erau fără niciun fel de simptom, erau cu glicemii de peste 300, care au necesitat chiar internare. Și o altă acțiune care cred că are un beneficiu mare și pe termen lung, pe termen lung, a fost răspândirea în școli a unor flyere care să arate ce înseamnă alimentație sănătoasă. Se numea Tableta mea de sănătate. În pauzele de la liceele mari, tinerii au primit astfel de recomandări, foarte frumos arătau și subliniau aspectele cele mai importante ale stilului de viață sănătos, că de aici, de fapt, decurge diabetul, dintr-un stil de viață nesănătos. Și a ieșit bine. Cu siguranță. Vreau să mă întreb, dacă înțeleg eu bine, putem spune că ați salvat 2 vieți prin această acțiune? Dacă au necesitat și internare? Poate e un pic cam mult spus, dar aceste 2 persoane ar fi putut ajunge în comă diabetică fără să știe de ce, fără să știe ce se întâmplă. Cam cât și mai atunci, era până la acel pas? Probabil adică, una-două luni, pentru că erau deja cu glicemii foarte mari și când purtăm o glicemie mare, apare oboseală, sete mare, urinare în cantitate mare și organismul se simte extrem de obosit și nu mai poate să înainteze. Și atunci asta se numește comă diabetică. Vreau să mă întreb al câtelea ani este când realizați acțiuni de acest gen? Pentru că... Cred că e chiar al 10-lea an. Și de 2 ori pe an, atât la Ziua Diabetului, Internațională a Diabetului, în 14 noiembrie, cât și în 7 aprilie, de Ziua Sănătății, încercăm să facem astfel de screening pentru a descoperi diabetul. Și spuneți că au existat persoane care nu știau, da, în ce constă? Da, într-adevăr nu știau. Aproape 100 de persoane au fost cu glicemii limită sau cu glicemii de diabet sau cu glicemii care nouă ne sugerează că ar purta un diabet, așa încât aceste persoane se vor investiga pentru a afla dacă au sau nu diabet. Dacă sunt 10 ani în urmă, aveți și experiență, puteți să faceți și o comparație. Care e statistica? Cum? Chiar statistica, sunt multe cazuri acum? Statistica este extrem de îngrijorătoare pentru că în 2007, când s-a făcut screening-ul general în populație, au apărut foarte multe cazuri noi de diabet și am crezut, acum au fost deja, da. Și în anii următori probabil vor fi mai puțini, dar dimpotrivă este ceea ce chiar se numește epidemie de diabet. În fiecare an numărul diabeticilor noi descoperiți crește și dacă în 2000 am început noi un studiu național în care era diabetul nou descoperit și media pe lună de noi descoperiți era 1200-1400, mai spre 2005 era 1500 de noi descoperiți,
În 2010 au fost 2400, 2500 și anul ăsta, la sfârșitul lui noiembrie, erau deja 2700. Deci trendul e clar ascendent. Absolut. Foarte, foarte ascendent, nu se poate spune. Dar vreau să vă spun că la ultimul congres internațional, unde acolo aflăm noutățile, a fost o cifră uimitoare, pentru că prin 2000 se spunea în 95 au fost 150 de milioane de diabetici pe glob, în 2025 vor fi 250 de milioane de diabetici pe glob. Anul acesta a fost o cifră care arată că acum sunt deja 330 de milioane de diabetici, iar pentru 2040-2045 se estimează să fie 552 de milioane de diabetici, deci jumătate de miliard de diabetici pe glob. Și problema e alta, că 50% dintre cei care vor apărea încă nici nu realizează, sau la ora actuală încă 50% sunt cu glicemii mari, dar ei nu știu. Nu știu acest lucru. Și asta e problema, pentru că diabetul nu are simptome. Nimeni nu se gândește că ar putea avea diabet. Care e rolul nostru? Să spunem care sunt factorii de risc pentru a apărea diabetul și omul să-și poată face o analiză înainte de a apărea glicemia care definește diabetul. Mă bucur tare mult că ne-ați împărtășit aceste informații de la conferință. Chiar sunt alarmante. Spuneți-ne, cum își explică medicii acest fenomen? Cred că e extrem de simplu. Stilul de viață nesănătos. Ce înseamnă stil de viață nesănătos? Mâncare multă, mișcare puțină. Deci ne complacem în situația că avem multe servicii, că serviciul este pe durată mare a zilei, că trebuie să ne achităm de niște obligații, de niște datorii, stăm la serviciu, nu mâncăm când trebuie, cum trebuie și seara ajungem acasă, ne dezinhibăm, am scăpat încă de o zi și ne așezăm la masă, la televizor, în anturaj în care se întâmplă să mâncăm fără măsură. Ei, acest mâncat de seară fără măsură este pasul care pornește spre diabet. Să înțeleg că e un pas pe care îl face foarte multă lume și care... Majoritatea persoanelor active. Și de asta sunt foarte mulți tineri care pățesc. Din păcate, totuși, starea care dă pornirea pentru diabet este obezitatea. Pentru că mâncând neregulat, mâncând neadecvat și cu mâncărurile actuale care sunt bombe de calorii, atunci creștem în greutate. Creștem un kilogram, 20, chiar ne simțim bine, nu ne deranjează nimic, dar de fapt atunci se plămădește diabetul. Dar sunt pur și simplu lucruri pe care uneori chiar cu greu le putem evita. Asta înseamnă că din start suntem condamnați la această boală. Cred noi că tinerii da. Care... Cred că da, pentru că în mintea mea peste 50 de ani, peste 100, nu peste 50, din 100 de persoane, 90 vor avea diabet. E o cifră copleșitoare, pot spune. Copleșitoare și foarte alarmantă, pentru că sub ochii noștri vine ploaia de diabet. Ploaia de diabet este dramatic. Cred că pentru dumneavoastră, care puteți vedea evoluția, da, e cu atât mai șocant. Da. Spuneți-ne, să vorbim puțin de diabet. Există tipul 1, tipul 2. Ce se întâmplă în organism la fiecare tip de diabet? În tipul 1 de diabet, cum îl știm, este tipul copilului, adolescentului și adultului tânăr. De obicei apare dintr-o neputință a pancreasului de a face insulina, de a fabrica insulina. Eu vorbesc mai popular. Așa. Foarte bine, să înțeleagă și toată lumea. Din acest motiv, acest tip de diabet evoluează mai rapid, mai zgomotos, cu simptome mai zgomotoase și necesită tratament cu insulină. Omul fără insulină nu trăiește. Ce este insulina? Un hormon. Hormon fabricat de pancreas, care este hormonul sănătății, hormonul creșterii, hormonul puterii, pentru că este hormonul care ne hrănește, de fapt. Dar, din păcate, când acest hormon nu mai este,
zahărul din sânge nu poate fi folosit ca sursă de energie pentru viața noastră, pentru că orice celulă fără energie nu poate trăi. Acesta este substratul vieții. Ori energia cea mai ușor de utilizat de către corpul nostru este glucoza, cea din glucoză, din zaharurile din alimente, cele naturale. Și dacă nu avem insulină, nu putem folosi substratul de energie, nu putem folosi benzina, exact cum o mașină folosește benzina ca să poată funcționa. Și din acest motiv, organismul necesită tratament cu insulină, nu poate trăi. Cealaltă formă de diabet, care apare din obezitate de obicei, acolo, dimpotrivă, pancreasul fabrică multă insulină, dar insulina nu își poate face efectul ei de a permite glucozei să intre ca carburant, ca și combustibil. Și atunci asta se întâmplă de obicei în obezitate, datorită țesutului gras, insulina nu își poate face efectul și apare nevoia de tratament pentru că glicemiile cresc. Dintre cele două tipuri de diabet, care e mai frecventă? Cea mai frecventă formă este diabetul tip 2 al adultului, dar, din păcate, evoluția istoriei, evoluția alimentației, evoluția stilului de viață nesănătos face obezitatea o epidemie începând din copilărie. Și la ora actuală, de fapt, chiar se vorbește de diabezitate, adică diabetul dezvoltat pe fond obezității. Și din păcate, dacă acum 20 de ani știam clar că diabetul tip 1 e al copilului, al adolescentului, acum iată că diabetul tip 2 al adultului coboară ca vârstă și asta alertează toată lumea medicală. Majoritatea țărilor deja sunt în alertă pentru stăpânirea acestei epidemii. Obezitatea determină diabetul tip 2 și la copil. Ce mi-a spus așa cum este cu pancreasul, deci este organismul vinovat de producerea acestor tipuri de diabet? Fie că e prea puțin, fie că e prea mult, pancreasul este vinovat. Ce putem face? Aș vrea să subliniez un fapt. Nu se numește boală a pancreasului. Este o neputință. Asta nu înseamnă că trebuie să ne speriem că pancreasul e bolnav. Încă sunt multe persoane să-mi spuneți dacă am pancreasul bolnav. Nu! Pancreasul funcționează ori prea puțin, ori prea mult și se epuizează și atunci va veni și vremea când nu mai poate să facă insulină. Iar atunci, în cazul acela, trebuie să urmăm un tratament. Absolut. Despre ce absolut este vorba? Tratamentul este de la sine înțeles că alimentele care conțin glucoză vor crește glicemia noastră, glicemia fiind cantitatea de zahăr din sânge, și pentru a putea fi folosită trebuie să administrăm insulina injectabilă, asta în tipul 1 de diabet, în tipul adultului tânăr copilului, iar în tipul de diabet care apare la adult, la obez, în primul rând alimentația și scăderea în greutate aduce niște beneficii enorme în tratamentul diabetului și cu timpul este nevoie și de medicamente și de insulină. Cam în trei trepte evoluează dacă nu îl tratăm corect. Spuneți-mi, o persoană care află că are diabet se comportă ca și cum ar fi sfârșitul lumii? Un astfel unele de pacient? Da, unele nu. Unele persoane se sperie, altele nu. Cele care nu se sperie deloc, iau totul în glumă și evoluția bolii nu merge bine. Pentru că atât timp cât nu dai importanța celei boli care roade pe dinăuntru, asta înseamnă diabet, și de fapt este cu adevărat o boală cardiometabolică, pentru că suferă tot aparatul circulator, acele persoane vor ajunge mai devreme la complicații. Persoanele care tratează cu toată atenția, țin un regim corect, iau medicamentele la timp sau când este nevoie fac insulină când trebuie, pentru că majoritatea persoanelor amână tratamentul cu insulină și asta duce mai devreme la complicații, atunci acele persoane care tratează cu seriozitate au o viață ca și un om normal. De aceea,
Mie mi se pare că diabetul este cel mai simplu de condus dacă respecti niște reguli. Să mănânci corect, să umbli mult și să faci tratamentul. Nu necesită niciun efort suplimentar, nici bani, nici absolut nimic. Deci trebuie numai să-ți schimbi stilul de a trăi. Să revenim la această idee. Putem să comparăm, mă gândeam în timp ce vorbeați dumneavoastră, cancerul cu diabetul, în sensul că la cancer aflăm simptomele atunci când el e foarte înaintat. Tot așa, nu avem simptome neapărat. Și la fel, este tot așa, putem să comparăm bolile între ele? Mă rog, cancerul este cu totul altceva, că are o evoluție foarte rapidă, mult mai rapidă decât diabetul. Și simptomele apar mult mai devreme, în timp, în evoluție. Deci putem să spunem că diabetul chiar e mai periculos? Diabetul este mult mai periculos pentru că nu ne dăm seama deloc. În momentul în care avem o glicemie de numai 126 de miligrame la 100, deci cea mai mică glicemie care definește diabetul, este dovedit și demonstrat că diabetul deja este în evoluție de 10-12 ani. Deci tulburare este o tulburare a folosirii zahărului de către organismul uman. De la 126 în sus, poate să evolueze și 5-7 ani cu glicemii care mărișoare, dar care nu dau simptome. Asta depinde de fiecare persoană. Deci factorul individual este foarte important. Câte kilograme are în plus, cum se alimentează, cum folosește mișcarea în viața zilnică, pentru că mișcarea are jumătate de în rolul tratamentului dietetic, să spunem. Spre ghinionul nostru, cred Spre eu. Spre ghinionul nostru, care da. Suntem sedentari, da, clar, da, da. În acest moment. Din nefericire, tot pentru noi, diabetul este o boală care are foarte multe complicații. Ce ne puteți spune despre ele? Complicațiile pot fi acute, le denumim noi, cele foarte severe care se instalează relativ brusc. Acestea sunt comele, coma diabetică de două tipuri. Asta înseamnă glicemie foarte mare. Și coma hipoglicemică, care înseamnă glicemie foarte mică din anumite motive. Ori tratament prea intensiv, ori ne feresc de administrat insulina în funcție de mese sau de mișcare sau de alte eforturi fizice. Coma diabetică obișnuită se instalează mai lent, coma hipoglicemică se instalează brusc pentru că celula nervoasă din creier este singura care nu funcționează fără glucoză. Și în momentul în care glicemia scade sub 50 de miligrame la 100, atunci bolnavul poate să intre în coma. Asta se instalează brusc. Dar se și rezolvă foarte repede administrând glucoză sau zahăr sau mâncare. Cele mai grave. Da, cele mai grave. Foarte grave sunt la copil. Celelalte complicații, complicațiile cronice care se instalează foarte, foarte lent. Un diabet netratat deloc, cam după 5 ani, poate să își manifeste complicațiile. Dar aici am să subliniez caracterul înșelător al unor manifestări ale complicațiilor, cărora nu le dăm nicio importanță. Precum, în cursul verii este foarte cald și am sete și beau multe lichide, dar și sucuri, că e vara, nu-mi dau seama că e glicemia mare și așa descoper diabetul, dar celelalte complicații cronice sunt înșelătoare în sensul că se aseamănă cu fel de fel de stări de oboseală, de exemplu. Sau am furnicături în tălpi, sau ard tălpile, sau simt rece la picioare. Sunt persoane care vara zic, eu trebuie să-mi pun șosetă că mi-e rece tot timpul la picioare. Sau complicații care evoluează rău, piciorul diabetic, pierdem sensibilitatea la căldură și pune persoana piciorul pe calorifer sau la sobă, apare roșeață, bășica cu lichid, el n-a simțit nimic. Deci a nu simți rece sau cald este această complicație. Poate multe persoane cred că nu sunt așa sensibile. Sigur, și sigur. Și iau totul ca pe o joacă. Sau degerătura, iarna, nu o simțim și ajungem cu degetele la chirurgie și așa mai departe. Deci sunt,
sunt complicații care au simptome nespecifice, le denumim noi, care se pot întâlni și cu totul alte boli, nu ne putem gândi la diabet. Dar, de exemplu, o plagă, într-adevăr, se vindecă mai greu? Sau vederea are probleme? Deci, o plagă nu se vindecă mai greu dacă diabetul este tratat corect. Tulburarea de vedere din cauza diabetului apare extrem de târziu, când complicația la ochi este atât de avansată încât aproape că nu mai are tratament. Prin urmare, un control la un diabetic o dată pe an trebuie făcut pentru a preveni orbirea. Este o complicație care nu cred că și-o dorește, Doamne ferește, cineva. Sigur, sigur. Vorbeam de, zic eu, acele trei lucruri care ar trebui făcute. Mișcare, masă și, am uitat celălalt. Tratament, cel mai important, pot să spun. Nu pot să spun că e cel mai important, pentru că dacă eu descoper un diabet cu o glicemie de 150, am 10 kg în plus și dacă încep să țin regimul corect, să mănânc corect și să mă mișc cât trebuie, atunci voi scăpa de plusul de kilograme și n-am nevoie de tratament ani de zile. Bun, două întrebări aici. Dacă începem să luăm tratament, o să-l ținem toată viața noastră? Da, obligatoriu. Deci această tulburare instalată nu se vindecă. Diabetul se echilibrează. Adică ajungem la glicemii ca și la omul normal, dar dacă încep să mănânc nepotrivit și nu mă mișc și reiau în greutate, atunci reapare glicemia crescută. Iar legat de alimentație, spuneți că trebuie să mâncăm corect. Sunt niște reguli și aici, bănuiesc. Sigur. La ce vă referiți? În primul rând, la cantitatea de mâncare pentru a ajunge la o anumită greutate. Uh-huh. Apoi, la stilul de alimentație înseamnă să mănânc de 3 ori pe zi și între mese câte o mică gustare. Eu îi zic amăgeală, ca să nu mă așez să stau la masă, dar să iau o mică gustare pentru a echilibra efectele insulinei, da? Dar asta nu e o ciocolată, nu gustare. În niciun caz. Aici este o fruct, un iaurțel, un biscuit care e fără cremă, evident, asta fiind gustarea. Iar dimineața la prânz și seara trebuie să mă așez să-mi iau porțiile mele de alimente care conțin hidrați, așa îi denumim noi, alimente cu glucide, care vor echilibra dinamica insulinei în organism. Să înțeleg că cel mai bine ar fi ca acea persoană să vină la specialist, să se stabilească greutatea optimă, bănesc că vorbiți de o greutate optimă. Absolut. Aici, pe care de apoi trebuie să-și o mențină, nu? Despre asta vorbim. Sigur. Iar, de asemenea, regimul poate fi stabilit cu specialistul. Păi, de obicei, trebuie să calculăm cantitatea de mâncare care îi se cuvine pentru a ajunge la o greutate normală și după aceea ca să o păstreze pe acea greutate normală. Și atunci avem regulile noastre de alimentație în diabet. Mă gândesc totuși că e destul de greu pentru faptul că trebuie restricție tot restul vieții, nu? Da, dar restricțiile acestea nu se referă decât la dulciuri sau la excesul de mâncare. În rest, un diabetic poate să mănânce orice până ajunge să facă o complicație la rinichi. Asta e complicația care delimitează sau care restrânge și cantitatea de proteine. Un diabetic de obicei zice, nu mănânc pâine, nu mănânc dulciuri, dar mănânc carne cât poftesc. E, nici aici nu este sănătos să mâncăm exces de carne, pește, brânză și așa mai departe, pentru că este o supra-solicitare a rinichiului și atunci trebuie totul cu moderație. Măsură, da. Cu măsură, echilibrul da. E bun în toate. În toate. Și de el uităm chiar de sărbători, mai ales că urmează. Urmează. Sunteți pregătită pentru cazurile care sigur, vor veni? Sigur, întotdeauna. Există la nivel național și programe pentru diabetici? Da, este programul național pentru diabet, care oferă consultații gratuite prin casa de asigurări și tratamentul este gratuit. Mă rog, în ultimul an există mici participări la dar foarte reduse în raport cu alte medicamente, acestea sunt aproape gratuite. Insulina este gratuită, așa că au toate condițiile ca să îl țină sub control, în principiu. Sigur, și în ultimii 5 sau poate mai mult ani
Ministerul a hotărât și primirea aparatelor gratuite de măsura glicemia. Fiecare pacient care face insulină și are nevoie de a ști glicemiile mai des pentru ajustarea dozelor primește și două flacoane de teste, adică 100 de glicemii la 3 luni, așa că mie mi se pare că e... Toate condițiile, da. Avem condiția pentru a ne îngriji bine diabetul. Chiar citeam povestea unui domn din Craiova, care era foarte mic când a fost diagnosticat cu diabet de tip 1, dar spunea cât de greu era prin anii 70-80 să-și țină diabetul sub control. Pentru că pe vremea aceea, insulina se făcea cu seringi de sticlă care exact. Trebuiau fierte. Exact. Acul era de cel mai mic, ac era de 5 cm. Iar acum este o joacă, sunt seringi cu ace extrem de mici, le denumim atraumatice. Apoi există aceste dispozitive care se numesc penuri și care nici nu simți înțepătura, așa că viața diabeticului s-a îmbunătățit foarte mult. Putem să spunem totuși că e un dezavantaj pentru cei care sunt diagnosticați cu diabet mai târziu, pentru că da. Trebuie să-și schimbe total stilul de viață și e mult mai greu? Stilul de viață trebuie să-l schimbăm de oricând aflăm de diabet. Pentru cei care îl descoperă prea târziu, înseamnă să descopere și niște complicații și din cauza aceasta trebuie un efort mai mare pentru a preveni evoluția complicațiilor. Spuneți-mi în afară, care e diferența între felul în care e tratat și luat în considerare diabetul și la noi? Există vreo diferență? A început să nu mai fie nicio diferență, pentru Iată că marea diferență era în faptul că primeau aparatele gratuit de glicemie. Da, și acum există diferența că tipul 2 de diabet care nu face insulină nu are dreptul la un aparat gratuit și la teste pentru glicemie. În rest, orice diabetic care face insulină primește aparat gratuit și teste de glicemie. Iar ca și asistență, încă aș putea să spun că ar fi un pic mai favorabil în partea noastră, în sensul că în România specialitatea de diabet a fost onorată de forurile superioare și diabetologul este diabetolog, adică asistă numai diabet, pe când în străinătate diabeticii de tip 2 și chiar de tip 1 sunt preluați de interniști, fie de endocrinologi. Și atunci, mă rog, probabil este bine, dar e foarte greu să facem diferența. Noi am făcut specialitatea chiar numai pentru diabet și nutriție și boli metabolice și atunci poate că diferența este un avantaj. Se simte, cu siguranță. Da. Dar mă refer din punct de vedere al programelor preventive. Sunt mai dese în afară? Se investește mai mult în program de prevenție decât de tratament? Da, aici este o diferență pentru că se popularizează mai mult, în școli, mai ales în rândul tineretului, se promovează ideea de sănătate și atunci eu cred că prevenția este mai bună acolo. Pentru că acolo, în școli, de exemplu, este ora de sănătate. În universități sunt cluburi, sunt unde mult mai mult se vorbește despre ceea ce dorim să dăm noi pentru sănătate, nu știu, la și noi care ne afectează încă... la modul direct, cu siguranță. Da, da. Eu cred că și la noi ar fi un impact foarte bun în școli dacă s-ar extinde puțin această problemă, pentru că știm foarte bine că copilașul când vine de la școală zice: mama, doamna nu mă lasă să fac asta, nu mă lasă să fac asta, sau îmi spune să fac așa. Și atunci sunt mult mai receptivi la ideea de bine.
Cu siguranță ați făcut totuși un pas, acum ați fost și în școli, da, încetul cu încetul, da, da, măcar știm unde să trebuie sperăm să ajungem. Da. Pe final de emisiune, din păcate, ăsta trece e timpul. Repede. Da. Trecem puțin, puțin la nutriție, ca să deschidem subiectul pentru următoarea lecție de sănătate. Și vreau să vă întreb ce părere aveți despre regimul vegetarian, vegan mai nou. Vegan, ziceți, da. Da. Asta e scos termenul cumva de pe internet, o chestie de pe genul internet, ăsta. Da, da. Eu am o părere și de bine și nu prea de bine, pentru că am să subliniez înainte de toate efectele benefice ale alimentelor de origine vegetală, în sensul că acestea conțin fibre alimentare, ori fibra alimentară are mai multe beneficii. Primul beneficiu este că în prezența acestora se dispersează mai bine alimentul adevărat și favorizează absorpția principiilor nutritive. Apoi, fibrele alimentare au un rol extrem de important în mersul înainte al tubului digestiv și au un rol foarte important în prevenția cancerului de intestin, mai ales de intestin gros sau, cum îi zicem noi, de colon. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, alimentele de origine vegetală contribuie la o modificare a mediului intern, pe care noi îl denumim pH al sângelui, încărcarea cu ion de hidrogen, și alimentele de origine vegetală virează puțin acest pH înspre latura alcalină, ceea ce face ca organismul să aibă o mai mare putere de a se apăra împotriva infecțiilor. Sunt beneficii bune, sunt beneficii pe care bune le dorim cu toții. Exact. Și să nu uităm că sunt principalele surse de vitamine, de săruri minerale, când le consumăm în stare proaspătă, pentru că atunci când le consumăm fierte sau sub influența temperaturii, unele vitamine își pierd efectul. Se degradează, se inactivează, mai bine spus. Asta era partea bună. Partea mai puțin bună înseamnă să lipsim organismul de proteine cu valoare biologică crescută. Ce înseamnă asta? Înseamnă că aminoacizii, care sunt esențiali pentru constituția organismului nostru, lipsesc din alimentație. În alimentația, organismul nostru nu poate să fabrice acești aminoacizi, care sunt, de fapt, cărămizile care clădesc proteinele. Proteină înseamnă piele, proteină înseamnă creier, proteină înseamnă intestin, orice parte din organismul nostru. Și de aceea, alimentele de origine vegetală, de origine animală, pardon, sunt singurele care conțin astfel de aminoacizi. Deci nu putem să le luăm din altă parte. Nu. Nu. Organismul nici nu le fabrică și nici nu le ia din altă parte. Deci privăm organismul de această proteină care contribuie, de fapt, la integritatea membranelor celulare. Celula este cărămida organismului uman. Ori dacă nu ai azi, nu ai mâine, nu ai poimâine, atunci eu cred că nu trebuie să privăm organismul de astfel de cărămizi de bază, da? Imediat va veni întrebarea, păi cum vegetarienii supraviețuiesc și gândesc și sunt bine, oameni întregi ei la... Da. Da. Eu cred că aici este o problemă de tradiție alimentară. Mă tot duc cu gândul la India, la țările care consumă vegetale. Eu cred că aici este o problemă de evoluție a speciei umane după un anumit model alimentar, îl denumim noi pattern alimentar. Un organism s-a obișnuit în mii de ani să trăiască altfel. Așa cum, de exemplu, animalele, ce îmi vine în minte, porcul. El mănâncă, este omnivor, da? Dar mai mult vegetarian, da? Precum păsările sunt mai și ele vegetariene, dar sunt cățelul sau pisica mănâncă tot felul de alimente cu carne, da? Ei, fiecare are o treaptă de evoluție, are o scară de evoluție. Așa încât
nu cred că face bine atunci când trec de la o alimentație completă, cum zicem noi, cu de toate, mixtă, la o alimentație vegetariană pe care să o păstrez, că vine imediat în discuție postul. Postul înseamnă o perioadă de alimentație vegetariană. E o diferență, da, oricum. Este mare. O mare diferență, pentru că organismul oricum după aceea beneficiază de proteină de bună calitate. Vă mulțumesc tare mult! Chiar nu putem să mai purtăm în continuare discuția asta atât de interesantă, dar cu siguranță, mai ales aproape așa de sărbători, cred că telespectatorilor le-ar plăcea foarte mult să vorbim despre astfel de lucruri, despre vegetarieni, despre beneficii, despre dezavantaje, sigur, despre ce spun vedetele, de că am citit foarte multe care încurajează, vorbeau chiar și de faptul că nu mai sunt nervoase. Chiar e interesant. Trebuie să ținem cont că noi avem un creier, avem un suflet, creierul gândește, sufletul simte și atunci trebuie să le trecem prin acea prismă. Cu siguranță. Vă mulțumesc tare mult. Și eu vă mulțumesc și vă aștept pentru cu mare invitație. Drag. Vă aștept. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și pentru faptul că ați fost alături de noi și vă doresc o seară cât mai frumoasă în continuare doar la Vox TV. Urmează chiar acum știrile Vox TV.